Toată înainte mașina. Toată înainte. România este în siguranță. Drept așa. Drept așa. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Între pavilion și Dumnezeu e comandant. Uneori zâmbesc când văd valurile de vorbe ale politicienilor, pentru că nu se pot compara cu valurile de 16 metri din Atlantic, când zici că se prăvale pe tine un munte de apă. Mijlocărman 004. Ca președinte al României nu poți acționa ca un comandant de navă. Suntem cu toate înainte, da? Înainte. Cinci stânga. Este cea mai mare onoare care o poate avea un român, aceea de a fi președintele țării. Toți care am fost în cele două promoții, deci intrare 72, intrare 73, visam să vedem lumea. Deci era singura soluție de a vedea lumea oficial, de a nu fugi în străinătate și de a te întoarce și a-ți avea o familie în țară. Trigonometria sferică era la baza tuturor treburilor. Era foarte bine dotat din punctul ăsta de vedere. Domnul Băsescu, bătrânul, colonelul, da? Cred că se ducea săptămânal la el, la Institutul de Marină, să-i urmănească activitatea. A fost ținut din scurt. Era un student de nivel mediu, ca să zic pe scara 1-10, între 8, 7 jumate și 8 jumate. Traian Băsescu s-a născut în anul 1951, în orașul Basarabi, azi Murfatlar, în județul Constanța. Navigatul pe mare a fost principala sa opțiune profesională, chiar dacă în copilărie nu se visa marinar. El voia multe să facă. Vrea să facă și medic. Vrea să facă, aveam un unic care era medic în familia noastră. Și dacă a văzut pe la medic, câte nu vroia. O să aflați un paradox. Nu vă place nu peștele? Nu mănânc pește. Încă un paradox. Eu nu iubesc marea. În anul 1972, Traian Băsescu ajunge student al Institutului de Marină Mircea cel Bătrân din Constanța. Nu m-aș fi dus dacă rămânea sub școală superioară de marină. S-a transformat în Institut de Marină, în Institut de Învățământ Superior în 72, da. Altfel la ce v-ați fi dus? M-aș fi îndreptat cu certitudine către cariera militară. Cariera sa trece prin momente de cumpănă chiar din timpul facultății. A fost declarat din cauza ochilor. A fost deci declarat inapt și trebuia să plece. A venit în audiență la mine. M-am întrebat, tovarășul Băsescu, ești integralist? Da, zice, sunt integralist. Ce note ai? Păi zice, am note bune, mi-a spus, într-adevăr, avea note bune. Și parcă așa îmi părea rău, dar zic, vrei să te faci ofițer de marină neapărat? Și da, a început să-mi povestească, vrea să fie și când m-a impresionat dorința lui de a se face ofițer de marină. Era un tip care nu se supăra, nu ieșea din pepene în mod deosebit pentru glumele care se făceau la bordul navei, foarte multe, de fel de fel se făceau. Sau cu furtunul, cu apă, erau niște chestii din astea, așa, călca unul pe un furtun și în momentul ăla se declanșa apa și îl făcea leoarcă din cap până în picioare. Noi făceam practică marinărească pe malul Gheolului și mai veneam de acolo câte un șarpe, îi băgam pe sticlă pe acolo și la masă noi nu ne săturam și scoteam câte un șarpe mic așa de 30 de centimetri și dădeam drumul pe acolo. Și fugeau fetele, că noi mâncam împreună cu Institutul Pedagogic, care erau compus din băieți și fete. A avut niște necazuri, că a sărit gardul, nu știu ce, să plece în oraș.
Și a fost prins, mi se pare, și l-a băgat la arest. A făcut și arest. Băi, aici mă, unde vă faceți? Amețiți-l-o! Bristea, uite la asta! Nu trageți, ascultați ce vă zic eu! M-a întrebat, aș vrea să mă urc mai sus. Zic, până unde? Până la crucetă. Cruceta fiind ultimul obstacol înainte de a ajunge la măr, adică la 44 de metri. Zic, bine, ești pregătit? Da, sunt pregătit. Urcă-te. Și s-a urcat sub directa mea observație până la crucetă și înapoi, în condiții foarte bune. Deci, după care a venit, a mulțumit și așa mai departe și mi-a spus, zice, mă simt mult mai în siguranță acum după ce am făcut activitatea asta. După 4 ani de școală marinărească la secția comercială, în anul 1976, Traian Băsescu devine ofițer și pleacă pe mare. Cum ai cărma? Mijloc cărma 295. Aha. Ținem 295, ne duce drept până la ancoraj, da? Da, 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 da. Ok. Vitez 10-5. Da. Am văzut ce figură era tras la față, iar transpirația ajunsese până undeva la sub braț. Atât de mult trăise momentul, pentru că la brevetul ăsta, cel puțin în partea finală, nu mai scrii teze, nu mai dai extemporale. E o comisie de experți care analizează, cântăresc, știu, testează. Brevetul de comandant de cursă lungă, uitați-l, luat încă, din 81. Când dumneavoastră încă erați copii. Da. Deci uitați-l om întâi vechi. Da, brevetul și cu confirmarea de acum, 2016. El era împreună cu alți 3 ofițeri de punte, prima echipă la Cru 2 Luașing, recunoscuți în Europa, testați de Margaret Thatcher, o companie de petroliere. El a fost cel mai performant, domnule, deci fără glumă. Dar cine ești tu, om puternic, cu chipul ars de soare și furtună, ce îndrăznești să-ți pui cunună din spuma valului fierbinte și din amării neputință? O, nu! Nu ești nici zeu, nici vrăjitor. Ești marinar. Un tânăr marinar. Atâta tot. În anul 1982 avansează în poziția de comandant de cursă lungă, o funcție cu răspundere și riscuri pe măsură. În perioada aia erau foarte mulți bătrâni comandați de cursă lungă. Nu mai vedeau, aveau boli, fel de boli, că te macină mare. Și era lipsă de comandați de cursă lungă. Și au recrutat cu dispensă și au dat examen și au luat. Cine a luat, a mers mai departe. De-aia spun că deci prea repede a avansat. Prima încercare din acel an, nava sa, petrolierul Argeș, ia foc în portul francez Rouen. Deși mi-a fost frică de faptul că o să mor cu tot cu echipaj acolo, luciditatea a spus, dar mai sunt șanse să stingem nava. A fost un erou. A eliminat, au debarcat toți în bărci și el cu documentele, ultimul, era să ardă el. Eroarea comandantului este considerată voia Domnului. Niciodată un comandant, dacă nu este băut în momentul în care face o eroare de navigație și pune nava pe uscat, generează o coliziune, niciodată nu este judecat. Doamna Băsescu întotdeauna a avut încredere în copii prin educația care a dat-o. Nu e chiar așa de ușor povestea ea să fii comandant de vas un vapon de la care cară benzină cu el sau petrol și dacă face explozie numai el, ajunge de când a Dumnezeu. Dar aici era, se gândea mereu, mamă, să veniți, mamă, sănătos și acasă. Iar după luni de mers pe întinderea albastră, întors din nou la țărmul tău iubit, a alergat grăbit spre casă să vezi iar chipul mamei fericit.
Doi ani mai târziu, Traian Băsescu se urcă la bordul navei Biruința, nava amiral a flotei comerciale române. Firea lui era o fire mai explozivă, mai, să spunem, mai îndrăzneață. A zis că poate să îndeplinească această funcție și a îndeplinit-o. Am avut sentimentul tot timpul că domin și fierul de sub mine. Când comandantul se mișcă, intră în agitație tot echipajul. Corect. Cum la fel de bine, dacă eram după câteva zile de furtună, când trebuia să stau continuu pe comandă, aveam sală de sport, piscină, cinematograf. Când am făcut ultimul voiaj, de exemplu, în 5 luni, îți crește părul ca să faci și codiție, dacă... Și când se tundea el, ne adunam și noi în jur și noi băteam pariu câte fire de păr mare în smoc, înțelegi? Și, domne, culmea că nu se supăra și ne dădea și câte o bere la toți. Bine, mă, mai stați aici la o caterincă. Până 13-14 mi le aranjez eu pe pe ce șanț trebuie să intre. Șeful electrician, coleg de promoție cu mine, care când nu-i mergeau lifturile, trebuia să mă ducă în spate, era pedeapsa lui. Toate scările alea erau pline cu oameni care duceau la masă, că nu mergea liftul. Și cobora, înțelegi, și acum aranjam cu bucătarul, cu ospătarul, măi, îi spunea, fii atent, ai grijă, dă-i mai puțin așa, că trebuie să-l duc și înapoi. Pleca după navă, pleca, intra la o bodegă care toți marinarii se duceau pe acolo, luau ăia muzica și îl ducea până acasă cu muzică. Îi plăcea lui. La un moment dat ne-a făcut supracontrol și au venit 50 de militari să ne controleze nava în anul. Și atunci am făcut o boacănă cu consimțământul lui, am stins lumina pe toată nava, domn. Știți cum se auzea mașina? Ajutor, săriți, domn colonel, ne omoară. Și doar era lumina stinsă. Și noi mergeam toți pe întuneric. După care, credeți-mă că îl respecta toată poliția de frontieră, cum n-a respectat nici pe comandanților. Le era frică de el. A zis, păi, noi muncim aici să aducem în țară țiței pentru toată România și voi veniți să ne controlați dacă avem vreun carton de țigări. Familia mea n-a trăit în altă lume. Auzeam, n-au copiii lapte, Traian, aduceam lapte praf, știi? N-au copiii blugi, n-au copiii filme, aduceam, am adus video, casete. Câte o țigară, dar el nu le vindea, n-avea el timp de așa ceva. Deci el, și în primul rând, acum, pe bune, făcea și el puf, dar el făcea cu mâna lui altul. Pentru că el nu își putea risca, dar noi, ca echipaj, noi nu ne permiteam să lăsăm pe el comandant să facă prostii. A fost o meserie care m-a făcut să-mi sacrific parte din tinerețe, din două motive. Pe de o parte, pentru că mi-a plăcut meseria, și al doilea motiv a fost că această meserie mi-a garantat bunăstare pentru familia mea. În 1987 este numit reprezentantul companiei Navrom la Anver. A avut 10 ani ordinul muncii clasa 1. 10 ani la rând, cred că n-a spus-o nimeni până astăzi. Deci atât de bine era cotat profesional. 10 ani. A fost o ofertă. O ofertă a companiei, nu a securității. Compania avea reprezentanțe la Londra, la Anver, la Pireu și la Singapore. Și de regulă, înainte de a promova un comandant către vârful companiei, către Departamentul Transporturilor Navale, stătea un an, doi la astfel de agenții pentru a deprinde și activitatea la uscat într-o zonă cu performanță în domeniu. El avea relații proaste cu securitatea și noi l-am susținut totdeauna, atât noi la nivelul Navromului, cât mai ales Ministerul și Departamentul Transporturilor Navale, pentru că era considerat un comandant care aducea un plus de valoare societății. Dacă vrei să conduci, dai cu pumnul în masă. Având însă întotdeauna grijă să ai masă sub pumn, că s-ar putea să n-ai masă și atunci îți dai cu pumnul în genunchi. Relațiile s-au stricat foarte prost când a ajuns la Anvers, pentru că ei prin Anvers am înțeles că își derulau niște afaceri mai mult sau mai puțin personale și el le-a cam blocat, că era cel care coordona mișcarea mărfurilor și a containerilor. Mă rog, nu știu dacă le-a blocat, dar cel puțin la ei au încercat să scape de el de acolo.
De la acest moment începe să se contureze cariera sa în administrație și ulterior în politică. Între timp, Traian Băsescu a ajuns șeful departamentului transporturilor navale. El la Revoluție era șeful inspectoratului de navigație. Apropo că vă spuneam de securitate, că vrea să scape de el de la Anvers, probabil că au aplicat sistemul, dacă nu pot să-l dau jos, îl promovez. Toată vă la timpul lor ceva exagerat. Vremea a trecut ușor și lumea le-a uitat. Da, 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 da. Când a venit dânsul din Anvers, nu știu ce funcție deținea dânsul acolo, am înțeles că oricum avea o funcție destul de înaltă. Avem cu un Audi 80 diesel, chiar îi auzeam mașina când o pornea, avea un sunet ciudat, pentru că noi obișnuiți cu Dacile care erau și erau pe benzină, se auzea, și fiind diesel, se auzea așa mai cu bătaie motorul. Și tot timpul ziceam, băi, zic, era pornit, zic, tractorul domnului Băsescu. Trebuie să vă spun că Audi aveam când eram comandant de navă. Dar nu prea mergeați decât în cală, bănuiesc. Nu, în cală. Ați văzut la nave vacuri, concedii, am lucrat în Belgia, unde mergeam cu Audi. Eram mai tânăr. La Revoluție aveați 40.000 de dolari și 1.000.000 de lei. Dacă aș vrea să fi cunoscut atunci, în vremea aia, eram astăzi miliardari. Nu știți ce însemna 1.000.000 de lei? 1.000.000 de lei? Aceea. Păi era și 30.000 o mașină. Erau 15 daci aproape. Și ce ați făcut cu ei, domnul ministru? Păi când i-am mai cheltuit, când i-am mai folosit. Dar nu cred că asta e de cel mai mare interes pentru telespectatorii dumneavoastră, ce am făcut cu ei. Cu 40.000 de dolari. I-am și băut, i-am și... Lăsați că nu exagerați cu băutul. Fumat. Sunt născut aproape de mare, la Basarabi, aproape de Constanța. Acolo am copilărit, la Constanța. Marea a devenit o atracție de când eram mici. Aici își avea rădăcinile mama sa, Elena Băsescu, căsătorită în anul 1949 cu ieșeanul Dumitru Băsescu. Tatăl, fost muncitor, era recrutat de Partidul Comunist Român pentru o carieră militară și trimis la regimentul 18 Tancuri din Basarabi. Pe 4 noiembrie 1951 se naște primul copil al cuplului, Traian. Era un copil cu minte, pentru că era un copil de cadru militar. Și cadrul militar era mult mai aspru față de copiii care era. Nu aspru în privința că... Dar avea o ordine în copilărie. N-am locuit în sat, ci în barăcile alea destinate ofițerilor și familiilor lor, care erau oarecum izolate de sat. Ne jucam în picioarele goale. Singurul care avea încălțăminte adecvată era Traian și cu Mircea, dar altfel noi toți în picioarele goale ne jucam. Mircea era mult mai iute și mult mai... activ în joacă, în astea, dar Traian era mai puțin, mai retras, așa. Cred că am fost cam ca acum, nici prea bun, nici prea rău, da? Știi, așa, o... Da. Mama, tata vă mai... le zdea așa bătut. Peste funduleț? Nu ne-au bătut, nu tata n-avea timp că era militar. Era și la vremea aia, da. Se făceau aplicații lungi, se pleca la munci agricole, n-avea timp tata de noi cu mama... Mama ne-a gestionat. Așa. Prin natura funcției, Dumitru Băsescu era nevoit să-și schimbe des domiciliul. Astfel, când Traian avea doar 7 ani, după primele 2 trimestre în care a făcut clasa 1 la Basarabi, familia se mută la Iași. Era locțitorul secretarului de partid pe o divizie. O divizie are 10.000 de oameni. Deci toate unitățile din Moldova, din punct de vedere politic, erau conduse de acești doi oameni, de colonelul Corcodel și de Băsescu. Era pe la Casa Armatei, activist de partid, se ducea cu munca politică în armată. Prin 64 sau 65, pentru comandanții de unități au venit mașini rusești
Mozvici 407 și 408, cu aparat de radio. La un moment dat, făcând de inspecția mașinilor, nu mai găsesc aparatul de radio de la mașina comandantului. Nu era o capă de țară, dar n-avea de unde să-l cumpere. Și atunci a întrebat pe tovarășii cu contrainformația. Băi, băieți, voi nu știți? Zice, băi, vezi că l-a luat băietul lui Băsescu. Cea mai tare joacă era în spatele casei, nu departe, era un atelier de ăsta de fierărie și aveau carbid. Și ne duceam și furam carbid, făceam gropi în curte, puneam cutii de conserve de alea de un litru, puneam carbid și apă în groapă, astupam cu cutia, lăsam să scoată gaze carbidul și de la distanță cu niște feștile dădeam foc, pentru că făceam o gaură în fund. În fundul... Am înțeles. O gaură în fund. În fundul... Am înțeles. Și de la distanță făceam niște explozii, săreau cutiile prin curte, prin geamuri. Ce vârstă aveați atunci? Ce vreau că am... La Iași, Traian și Mircea continuă școala începută în Constanța. Își ajuta colegii și chiar el le făcea tezele. Venea aproape cu lecția învățată de la școală. Chiar părinții spuneau, dar nu înveți, nu studiezi, nu aprofundezi, dar el era pregătit, nu studia decât foarte puțin și a doua zi era un elev de note bune la școală. Nu puteai niciodată să ai tu dreptate. Nu puteai. Îți spunea imediat ce avea de spus. În vacanțe, Traian și Mircea Băsescu mergeau la podul Hagiului, la rudele din partea tatălui. Când apărea familia Băsescu în podul Hagiului, era o sărbătoare, pentru că nu erau mulți ofițeri de armată care veneau în sat cu copiii, cu soția. Erau îmbrăcați marinari și Mircea și Traian. Marinarii aduce mamă sa. Toți anii când vine vacanță, în concediu, ei vine. Noi ne uitam la băieți, că ei erau cu șasul la mână. O ne întrebam câte șasul, nu, adică și vreau să vă spun. Nu ne spune, ei, cât e atâta. Deci ne uitam și noi ca băieți. Mi plăcea să meargă la cules la vii la noi, să bei must, mi plăcea foarte mult atare. Era tot așa de isteț ca și acum. Și răspundea imediat la orice îi făceai. Îl înjurai, te înjura și el. Îl dădeai tu una, îți dădea de și el două. Se achiziționează în familie acest un televizor. Era mare lucru. Bunica să o fi ca o persoană în vârstă născută la 1800 și ceva, vă dați seama, un televizor era un lucru foarte, foarte deosebit și interesant pentru dumneai ei. Și întreabă în cum se cădenia care o caracterizează pe bunica Sofica, îl întreabă pe Traian Băsescu, Trăinuș, dragul lui bunica, acești oameni când vorbesc mă văd pe mine? La care Traian Băsescu, fiind un copil zburdalnic și un copil care îi seamănă mult lui Creangă din multe puncte de vedere ca și năstrușnicii, i-a spus, sigur bunică că te văd. Atunci bunica Sofica ce făcea? La ora când începea emisiunea, se îmbrăca frumos, își punea pantofii de mers la biserică, se așeza în fotoliu și se uita la televizor. În momentul în care telespectatorul saluta, bunica răspundea din fotoliu, bunica Sofica, bună seara, bună seara, maică și ție. Când Traian Băsescu intră în clasa a șasea, familia se mută din nou. De data aceasta, tatăl e trimis de armată în Bacău. Aici, Traian Băsescu termină școala generală și se înscrie la profilul de matematică fizică al liceului Lucrețiu Pătrășcanu, actualmente liceul Gheorghe Vrânceanu. Știu că predam, într-adevăr, Marea Unirii și atunci el, eu știu dacă era adevărat sau nu, era foarte atent și zice, familia mea se trage din George Pop Băsești, că era unul din corifeii Marei Unirii. Totdeauna pica întâi teza la clasa B și apoi urmăm noi clasa A, subiectele fiind identice. Și am găsit o modalitate de a afla mai rapid subiectele.
Am scos iala de la clasa B, fără ca profesorul Samuel sau profesorul Ichim să-și dea seama, și trăgeam așa cu urechea, și printre cei care trăgeau cu urechea se afla și Traian Băsescu. Chilea și el, chileam și eu, chileam toți, așa. Așa e făcut spiritul acesta de adolescent, de... Făceam liceul la Bacău și deja se formase o trupă acolo în clasă, e, normal. După eram adolescenți, da. Mai fugeam, dar nu fugeam de la ați orele de sport, să știi. Parcă îl văd acum cum era, îi plăcea la handbal, arunca la poartă, era bun, bun de tot era. Da. Era un tip vânjos, așa că, păi și acum, nu s-a schimbat mult fizic. Nu era încrâncenat, nu era, cum se spune, nu se revolta, lua lucrurile ca atare și era un speculativ în sensul bun, să spun așa, al cuvântului. După liceu, Traian Băsescu se întoarce la Constanța, unde se înscrie la Institutul de Marină Mircea cel Bătrân. În timpul școlii o cunoaște pe Maria, care lucra atunci în turism. La căsătoria civilă ne-a invitat cu o precizare. Oameni buni, vă rog să veniți, dar îmbrăcați în ținuta de militară. La scurt timp se nasc cele două fete, Ioana și Elena. Legat de familie, e foarte protectiv, foarte cald. Era o atmosferă de armonie, pur și simplu era de armonie, pentru deoarece soția avea, în perioada respectivă, nu lucra și avea grijă de ambii copii și... Era tot timpul, avea grijă de Elena, că era mai mică, îi pregătea mâncarea, Ioana la fel, desenam, coloram. Marinarii sunt oameni extrem de sensibili de multe ori, deși extrem de aspri. Probabil se creează acest contrast între asprimea meseriei și nevoia de sensibilitate pe care o ai după ce acostezi. Cu ochii mei am văzut când lui Elena, care îi spunea Bobița, deci era topit când venea acasă după copii. După Revoluție, este numit ministru al transporturilor în guvernul FSN Petre Roman. Domnul Anton Vătășescu, care era ministru de stat, adică viceprim-ministru, mi-a spus, uite, ar fi o persoană, se numește Traian Băsescu. Era un personaj controversat în structurile guvernamentale ale timpului. Petre Roman, premierul, probabil având de asemenea ocazii să se intersecteze în același tip cu domnul Traian Băsescu și dânsul fiind ceva mai puțin permisiv cu asemenea intervenții, a fost iritat și vroia să îl îndepărteze din post. Dimpotrivă, era un ministru cât se poate de disciplinat și ascultător. Cine a dat acest citat sau cine a spus următoarele cuvinte? Uniunea Europeană ne-a întins o mână și ne-a spus, țineți-vă de ea, iar noi parcă n-avem sânge în mâna aia. Cine a spus aceste cuvinte acum câteva zile? Sincer să fiu, nu prea... Știți cine a zis-o? Nu știu. Domn Petre Roman, domnule! Atunci îl recunosc în partea în care spunea că n-avem sânge în mână. Mandatul de ministru al transporturilor nu este lipsit de tensiuni. Când au venit minerii, când l-au dat jos pe Roman, la președinție, la președintele Iliescu, erau mai mulți adunați acolo după la serviciile secrete și se punea problema să-i oprim cumva. Și ăștia ziceau să-i oprească CFR-ul, să desfacă șinele, să facă tot soi de drăcovelii. Ăștia, noi le spuneam, domne, voi aveți armata, aveți SRI-ul, aveți aia, nu puteți să facem așa ceva. Cer ca acest Roman, ce are vil în Spania și ce mai are el, să fie tras la răspundere. Ce au făcut cu economia acestei țări? La un moment dat au venit acolo în față de la uzinele de reparat vagoane. Un număr mare de muncitori. A ieșit afară acolo în fața ministerului cu un megafon și a zis, ce vezi, băi, frate? Și ăsta, toți din minister au zis, aulă, la mare, ăștia-i fac, nu știu ce. Și ăia s-a făcut liniște când l-a văzut și a zis,
ce vreți, spuneți. A început unul, doi, domnule, poți ne dea afară? Păi ce, ce vreți, vă dăm noi afară după toți acum? N-aveți de lucru, n-aveți nimic, lăsați să vină unii, poate să reușesc să pună părat. Dacă este liniște, pentru Băsescu ar putea fi greu. Dă-i un război lui Traian Băsescu și el îți va arăta că poate câștiga în cele mai dificile și chiar imprevizibile situații. Știu că nu abandonează niciodată. Cu risc că moare lângă victima lui sau fiind el victimă, moare lângă călău, nu abandonează. Nu. La alegerile parlamentare din 1992, Traian Băsescu este ales deputat de Vaslui din partea Partidului Democrat. Atunci când aveai nevoie de o opinie dinspre Partidul Democrat, Traian Băsescu era ultima variantă a unui jurnalist. Pentru că nu era o voce foarte puternică în Partidul Democrat. Noi nu-l priveam ca pe un personaj care să conteze. În 1996, Traian Băsescu demisionează din Parlament. Este momentul în care renunță la imunitate pentru că este acuzat că ar fi implicat în celebrul dosar Flota. Ați influențat în vreun fel sau ați contribuit la vânzarea flotei române? Nu. Mi-am făcut datoria de ministru în perioada 91-92 și vă asigur că nu există niciun document prin care eu să fi semnat vânzarea măcar a unei singure nave. Problema flotei comerciale din România era foarte serioasă, în sensul că aveam nave de foarte mare tonaj, mineraliere, cerealiere, nave de transport în vrac și așa mai departe, foarte importante, dar cu tehnologii foarte slabe. Mai discutam cu doamna Băsescu. Doamna Băsescu, de Traian a vândut vapoare. Nu, mamă, Traian al meu nu vinde vapoare. Dacă vinde aia mai mici care sunt în spate, zice. Împreună cu alți 80 de oficiali de la începutul anilor 90, Traian Băsescu ar fi intermediat schimbarea pavilionului pentru 16 nave din patrimoniul flotei comerciale a României. Nu poate fi acuzat numai dânsul. Aici a fost și primul ministru, Păcărui sau cine era. Necesită o modernizare. Schema de modernizare însă a condus după aceea la dispariția flotei. Deci schema de modernizare, din felul în care, în felul în care ea a fost gestionată, schema a fost promovată de Traian Băsescu, în cele din urmă a condus la pierderea acestor nave. Procurorii anchetează asocierea dintre compania de stat Petromin și grupul norvegian Thorvald Klaveness. Grupul acesta de nave care le-am care au făcut parte din asocierea cu norvegienii, a fost grupul nostru de nave cele mai bune. Din păcate pot să recunosc că noi nu am reușit să găsim o soluție ca să exploatăm în mod corespunzător și mai ales economic. Și atunci cu navele arestate sau sequestrate prin diverse porturi, cheltuielile depășeau la un moment dat valoarea reală a navei. Și atunci au fost scoase la licitație, unele pe nimica toată. Neplătindu-se anumite rate ale împrumuturilor contractate, ele au fost pierdute pe prețuri cu mult mai mici decât valoarea lor. Cam despre asta e vorba. Alegerile prezidențiale din 1996 pun PD-ul în fața unei noi provocări. Candidatul Petre Roman nu intră în turul 2. PDSR pierde puterea și se formează o coaliție între CDR, PD și PNL. Am să vă spun unde e marea problemă a Partidului Democrat. Și ea a făcut obiectul unei discuții interne, domnul Popescu. Partidul a fost incapabil să genereze voturi la nivelul pe care liderul partidului l-a generat. Deputatul PD de Vaslui, Traian Băsescu, proaspăt câștigător al unui nou mandat în Parlament, este numit din nou ministru al transporturilor. De data aceasta, în guvernul Victor Ciorbea. Atât Emil Constantinescu cât și Victor Ciorbea nu l-au dorit. S-au opus, au spus, este un om care e nesăbuit. A fost premierul pe care l-a debarcat Traian Băsescu, între altele, instrumentând un interviu cu Claudiu Săftoiu în evenimentul zilei, care a fost punctul de start
al scandalului în jurul lui Ciorbea. Bomba a venit mai degrabă din reacția PNCCD-ului, adică din reacția lui Victor Ciorbea, care s-a simțit jignit, lezat de acea propoziție în care Traian Băsescu spunea că PNCCD este un partid de suet. I-a cerut să-și retragă cuvântul, expresia, să-i ceară eventual jurnalistului să dea dezmințire că el n-ar fi făcut, n-ar fi dat sau nu s-ar fi exprimat așa. Traian Băsescu a refuzat, a spus că sunt cuvintele lui, că asta e părerea lui și că nu are de gând să facă așa ceva, adică să ceară o dezmințire pe ceva ce nu se putea cere. Și atunci Victor Ciorbea a zis să își dea, că trebuie să-și dea demisia din guvern. Traian Băsescu nu renunță la mandatul de ministru, iar cel care pleacă până la urmă este prim-ministrul însuși, Victor Ciorbea. Un nou premier avea să-i țină piept marinarului de la transporturi, Radu Vasile. Existau câteva conflicte între de viziune, de atitudine, dacă vrei, între Traian Băsescu și ministrul de atunci Noica și Ion Caramitru. Cred că erau cumva așa, îi luase azimut pe amândoi. Și când se încingeau spiritele, Radu Vasile prefera să plece din ședința de guvern. A ajuns să fie unul dintre cei mai urâți politicieni, pentru că a pus o taxă pe benzină și ulterior din banii adunați chiar a făcut drumurile pe care le promisese. Și din cei mai urâți am zis să fim între cei mai respectați pentru că pur și simplu arăta că face ceva și deviza celebră aici sunt banii dumneavoastră are legătură cu promisiunea lui de a face ceva cu banii respectivi. Traian Băsescu a susținut atunci concepția potrivit căreia România are nevoie de drumul expres pentru că traficul existent, traficul rutier existent în România în acel moment n-ar fi justificat construcția de autostrăzi. N-a văzut ca ministru al transporturilor necesitatea unei infrastructuri moderne care să constea când e vorba de legăturile rutiere în autostrăzi. N-a văzut asta. În anul 2000, Traian Băsescu, în calitate de președinte al PD București, candidează la funcția de primar al capitalei. Doamna președinte, sunt deplinite toate condițiile de formă și de fond. Putem înregistra candidatura. Deci Partidul Democrat, da? Chiar acela. Aici e locul dumneavoastră. Partidul Democrat vă recomandă. Ăsta e primar. Cu posterul vin la primărie. O poveste, m-am dus la staful de campanie cu el și mi-a spus nu să accepte niciodată să-i tai ochiul. După 20 de secunde vin împreună cu Băsescu, ținând în mână printul. Păi ce tare e asta? Vă nu vă place? Și lor le plăcuseră, dar nu credeau că el va accepta ca noi să, practic, să-l ciopărțim, nu? Să fac promisiuni, de-astea facem toți. Ceea ce promit, fac! Treaba ta e să votezi ce trebuie. Capitala este treaba mea. Știți că pot. Deși e cotat cu șanse mici, reușește în turul al doilea să câștige primăria București, în fața lui Sorin Oprescu. Trebuie să facă școala ca primul. Și un cadou să mulțumesc mult. Stai să văd ce scrie. Salvat de doctor. Doctore, sunt gata să te iau medic de familie. Există niște pastile, listonocalm, Rudotel, noi mai aveam la vapor și m-am vrut să-i trimis să-i fac un cadou ca să se lase de primărie și să nu mai ia ce să caute la primărie. Pentru mine a fost o mare surpriză. Îți țin minte și acum pe Băsescu și pe Iliescu în niște geci, să le zicem așa, adecvate, vizitând groapa de gunoi Glina în toamna anului 2004. Se vedea acolo că primarul capitalei alături de președintele în funcție al României, împart ceva mai mult decât grija pentru salubrizarea capitalei.
aveau ceva în comun, de oameni care ies la muncă în geacă și își fac rolul popular, poate chiar populist, dar știu să-l joace. O doamnă foarte serioasă, că tot vorbeam mai devreme așa, despre aceste lucruri, a spus că sunteți un dictator nemilos. Bineînțeles, referindu-se la câinii maidanezi. A, cred că e vorba de doamna aceea care era foarte frumoasă în timpul regilor Franței. Vreau să vă întreb, v-ați mai întâlnit cu ea? Ce impresie v-a lăsat Brigitte Bardot? A, ea bună! Așa. Da, atât, odată am văzut-o. Și atât. Știți că i-am reproșat că a venit mult prea târziu. Iată, da. Ați fi vrut să o cunoașteți ceva mai devreme, nu? O, da, da, eram copil. Da, asta era. Da. Dumneavoastră aveți acasă câini și câini maidanezi? Cinci câini. Din care câți de rasă? Un Akita Inu, care e al meu. Așa. Un Tosainu, care e al lui Ioana și ea stând la bloc, e tot la noi în curte, și trei maidanezi. Era un primar afirmativ și ofensiv. Capitala se afla, avea probleme cronice și maidanezii și chioșcurile turcești, anatoliene, în lavină pe toate bulevardele centrale, țineau România legată mai mult de fâșia Gaza decât de Bruxelles sau Paris sau chiar Budapesta. Maica să-i mai spunea, doamna Băsescu, mai mamă, lasă-mă în pace, nu pot mamă să lasă în pace, mamă. Îi spunea și când era la primărie, mamă, ce faci tu cu chioșcurile, mamă, ce faci tu cu... Nu, mamă, vreau când te mergi pe stradă prin București să vezi că e ordine. Traian Băsescu a fost un om politic care nu anunța fiara politică care s-a dovedit după aceea, cum spun oamenii, e un animal politic, pentru că, într-adevăr, păstrând metafora aceasta, e un animal politic, dar un animal politic care a simțit ocaziile foarte bine. Poate că mi-ar place să fiu în locul lui Petre Roman, președinte al partidului. Omul creează atașamente și după aceea avea un fel de talent excesiv, după părerea mea, în a le rezilia. De la cel mai bun Petre, acum ar trebui să pleci, nu a fost decât, să spunem, nevoie de timp. Eu nu m-am bătut cu Petre Roman. Domnului Petre Roman, i-ați dat vreo sarcină în Partidul Democrat, nu. Domnului Petre Roman? Domnul președinte Roman nu are nicio funcție. Spuneți în continuare președinte, nu? Da, chiar dacă nu mai e. Un președinte ca și un ministru, Petre Roman este fondatorul Partidului Democrat, deci merită să rămână cu acest apelativ. Debarasează-te de cei cărora le datorești ceva, de cei care știu lucruri mai mult sau mai puțin periculoase din ascensiunea a traseul tău politic. Nu încercați să spuneți mai mult decât vreau eu să spun. Opriți-vă. Singur fac multe. Cu un consiliu fac tot. Totul. Și mult. Ha? Mult. Mult, da. Și totul. Da. Nu multe. Mult. Da. Singur fac multe. Cu un consiliu fac tot. Dacă așa îmi vine mie. Unicul, inconfundabilul, hâtul, iermetabilul, pitorescul, lupul de mare și de uscat, prieteni, Traian Băsescu! În 2004, Traian Băsescu câștigă pentru a doua oară funcția de primar general al capitalei. Au încercat să mă îngenuncheze. N-au reușit și nu vor reuși niciodată. Singurii în fața cărora îngenunchez sunt bucureștenii. Acesta este momentul în care în echipa sa de la primărie apare Elena Udrea. Bărbații își pierd libidoul dacă stau prea mult cu fața în oglindă. Cine știe, cunoaște. Știți, nici n-am vrut să-mi vărs. Eu la câte-s de urât nu mă uit în oglindă, ca să n-am nicio grijă. La Băsescu nu se potrivește dictonul ăsta că în spatele fiecărui bărbat puternic este o femeie eventual și mai puternică. Nici vorba. A rămas de fiecare dată un bărbat foarte puternic, mai puternic decât toate femeile din jurul lui,
deși cred că la Elena Udrea s-a blocat. Tot în 2004, Traian Băsescu se înscrie în cursa electorală pentru funcția de președinte, după ce face rocada cu Teodor Stolojan. Potrivit strategiei Alianței, urma ca Teodor Stolojan să fie candidat la funcția prezidențială, iar Traian Băsescu era candidat de prim-ministru. Reușesc să-i modelez pe cei din jur pe obiectivele mele. Nu este un om de o simplitate oarecare, nu. E un om complicat, cu trăiri intense, cu... Nu e ușor. Nu e ușor să fii prieten sau amic cu Traian Băsescu, nu. Face sport! Îți mulțumesc pentru respectul pe care l-ai arătat colegilor mei din Partidul Democrat în calitate de copreședinte al Alianței. Îți mulțumesc pentru dorința de a da o speranță românilor. Vreau să vă spun, deci vă place, nu vă place, iepurașilor, asta e. Adriane, nici nu știi cât de mic începi să fii. Mai am și un mesaj pentru Traian Băsescu. El a spus cu foarte multă sinceritate, a spus, să-l citesc, o să ies din primul tur. Eu speram ca el să rămână și în turul 2, ca să avem posibilitatea să mai discutăm. Să trăiți bine! Ok, ai văzut că-ți deștept. E puțin aritmic să trăiți bine, nu... Ai nevoie de o pauză acolo și... Nu e așa. Să trăiți, da. Să trăiți bine. Oricum. Aha, hai. Deci la să trăiți, da. Bine. Domnul Băsescu, faceți să trăiți și în mintea dumneavoastră spuneți, dar nu oricum, bine. Să trăiți bine. Dacă aveți încredere în mine, votați ca mine, Traian Băsescu, pentru că ar fi pentru prima dată în istoria României când Marea Neagră ar învinge cartierul Primăverii. Eu ce a zis, dacă eu am putut un capitan de curstă lungă să conduc vasul atât de mare, dar o țară nu pot, cred că asta a fost ambiția lui. În anul 2004, Traian Băsescu devine președintele României. I-am zis, doamna Băsescu, haideți, domnule, la Traian, să vedem și noi unde are serviciu băiatul dumneavoastră la București. Hai, mamă, să mergem, zice. Hai să mergem. Doamne, dar mi-e frică, doamna Băsescu, mi-e frică. Dacă mă prinde securitatea pe stradă și mă arestează pe mine că am furat mama președintelui, că m-aș fi dus acolo. Și zic, dar cum o să ziceți dumneavoastră la poartă acolo, când ajungem noi la palat? Păi cum mama are palat? Păi are palat, matana, e văzut la televizor. E un voievod care a putut să facă nedreptăți și să greșească în numele ideilor uneori prea personale de dreptate, dar care a reabilitat și câteva direcții necesare, cum ar fi restaurarea independenței, puterii în democrație, care se numește justiție. N-a mers niciodată cu un pas în urma altuia. Niciodată. Nici în armată, nici în clasă, nici în viață, nici n-a vrut niciodată locul 2. Nu s-a simțit bine niciodată pe locul 2. Eu am fost un comandant foarte sever, niciodată absurd. Totul este ca în momentele de cumpănă să continui să ai sânge rece.
începusem să acționez din rutină. O rutina este extrem de periculoasă. Am ajuns la concluzia că nu pot fi pensionat. România va fi bună când o să vrem noi să fie. România merge înainte, cu mine, fără mine,